Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Vintage Story. Haideți să continuăm să vedem ce mai reușim să mai realizăm și astăzi. Dar înainte de a face asta, vreau să mă laud puțin cu progresul pe care am reușit să-l mai fac. Dragilor, avem 4 backpack-uri în momentul de față și asta nu este tot. Boom! Avem în sfârșit armura dragi mei. Avem în sfârșit armură, suntem protejați. Nu e cea mai șmecheră armură, nu e cea mai puternică armură, este o armură de piele pe care am făcut-o cu extra pielea pe care am obținut-o din procesul acesta. M-am apucat eu serios să fac să fac aici treabă. Am umplut butoaiele astea cu toate lichidele la ce, ce, ce aveam nevoie și m-am pus, pus ca lumea pe treabă. Da! În sfârșit avem o protecție, dar ar cam trebui să mai lucrăm puțin la casă, la zona asta de casă, să o mai extindem. Pentru că în momentul de față nu prea este foarte safe, să fiu sincer cu voi. Adică în momentul în care se spawnează un portal din acela prin zona aceea, eu nu am efectiv absolut nimic cu care să-mi să protejez zona aceasta. Deci zona aceasta este în momentul de față expusă. Și o să cam trebuiască să lucrăm un pic la chestia asta. În momentul de față nu prea am o idee foarte pertinentă, să fiu sincer cu voi, dar mă gândeam așa. Eu voi vrea să fac în, în procesul ăsta de extindere, voi vrea să fac și uh, un blacksmith. Adică un armurier, mă rog, o zonă special dedicată uh, lucrului cu, cu metale. Nu vreau să fac în aceeași casă și aș vrea să am un al doilea loc în care să lucrez metalele. Problema este că dacă vreau să fac asta pe timp de noapte, o să se spawneze cu șterdăștea și o să-mi cam strice puțin apele. Deci n-ar fi chiar cea mai indicată, indicată idee să, să fac pur și simplu o altă clădire și să nu fac nimic între ele. Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem ce am putea să facem. În principiu am putea să... ce pixelie pixele care pe care am văzut? Acum nu se mai văd. Ah. În principiu aș putea să fac chestia aceea aici. Numai că problema este că încă suntem în octombrie și chestiile astea încă urmează să mai dea flori. Mm, și fructe. Mm -mm 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 -mm. Asta nu este foarte importantă și putem să o mutăm. Am pus aici să fac niște, niște cărbune și trebuie să mai aștept un picuț ca să se facă cărbunele. Cred că aș putea să o pun eventual lângă casă, să, să o fac aici. Doar că o să trebuiască să mai scurtez un picuț din delulețul acesta. Nu știu cât de mare este. O, oh, e destul de mare. Da, în principiu aș putea să sparg din dealul ăsta și să mă extind Uh, cumva, în partea aceasta. Uh, ne facem și, și chestia asta și putem să păstrăm zona din uh, stânga, putem să o păstrăm pentru, pentru ferme. Dar uh, nu știu cum aș putea să concep eu o idee interesantă. Cred că ne-ar trebui nouă să facem un design de, de gard. Da. Ia hai să ne punem noi la creație aici, să vedem ce ne iese. Bun, m-a apucat să-mi să construiesc și, băi, nu, nu știu, nu arăta interesant. Um, și pe urmă mi-am amintit că, de fapt, mă joc Vintage Story și nu mă joc Minecraft și, by default, pot să folosesc chisel ca să fac blocurile să arate mult mai bine. Vedeți voi, inițial voiam să folosesc scările ca să, ca să fac un gard clasic, cum făceam și în Minecraft, dar voiam scară pe ambele părți și voiam să arate mai interesant. Și m-am apucat eu să fac chestia asta și cred că arată foarte, foarte, foarte bine. Um, nu cred că ar fi suficient pentru monstruleții ăștia să poată să sară peste. Eu pot să sar, evident, dar uh, monstruleții nu pot, ceea ce este foarte bine. Și cumva mă lovesc de o margine invizibilă. Nu, stau pe o margine invizibilă, dar nu mă lovesc de ea, ok. Um, și asta e designul pe care am putut să îl gândesc eu. Cred că e un design destul de interesant, arată destul de bine și cred că permite și... Ia să vedem. Cred că ar arăta mișto dacă aș pune niște lămpi. Um, de fapt, stai, am uitat cum îi zice. Nu lamp. Am uitat cum se numesc acele surse de lumină. Ah, a lantern. There we go. Ok, Lantern. Hai să vedem. Um, unul de cupru. Copper Lantern. Să vedem cum arată. Ok. În principiu, aș putea să o agăt de partea asta de aici. Hmm. E un picuț cam trighi pentru că place, îmi place cum arată chestia asta aici. Dar, în același timp, vreau să fie și suficient de util și să-mi permită să atașez o lampă. Cred că eventual aș putea să pun o lampă și nu din ăsta. Wooden. Ia să vedem. k Oak. Da, 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 da. Așa. Și aș putea să atașez ceva de genul acesta. Și atunci am și un gard frumos. Arată și Și e și foarte bine, foarte bine iluminat. Dar, da, cred că aș putea să pun ori o lanternă din asta, ori una de, de cupru, ca să, că a, asta generează un pic mai puțină lumină decât, decât cea originală. Dar, da, asta este, asta este ideea mea de gard și ce să mai, ai? hai să, hai să ne apucăm să o implementăm, nu? Bun, și am revenit în lumea noastră. Trebuie să facem câteva modificări înainte să ne punem noi pe făcut gărdulețul acela. În principiu o să vreau să facem gărdulețul să înceapă de undeva de aici până în capăt. Aici o să sparg evident delulețul acesta cumva să nu poată să urce monstruleții pe el ca să se parașuteze acolo în interior. Um, dar o să trebuiască să mai lucrăm un picuți și la zona aceasta, vreau ca zona aceasta să o aplatizăm un picuț. cel mai probabil o să vreau să fac um, să sparg piatra de aici pe partea aceasta, că vedeți că e un deluleț uh, de care pot să mă folosesc. O să sparg un pic din piatră și eventual o să fac ceva de genul acesta. O să vin cu pământul până la nivelul acesta, uh, vreau să vin oarecum într-un stil natural ca să nu stricăm foarte mult peisajul, ceva de genul acesta. Da? Bun. Ceva de genul acesta. Hai că am folosit cuvântul ăsta prea mult. Bun. Și o să aplatizăm zona asta, o să mai punem niște blocuri și o să vreau să fac un picuț și în partea aceasta. Și... Ceva uite, am rămas fără blocuri. Ba nu, mai am, mai am câteva. În Minecraft, efectiv, arunc blocurile de dirt pentru că fac rost de prea multe blocuri de dirt și aici e complet opusul. Aici am nevoie de blocuri cât mai multe de dirt și nu știu de unde să le iau că nu vreau să stric peisajul. Asta este, asta este dilema mea. Bun. Și eventual Ah, nu știu, să mai au blocuri de dirt de aici. Așa. Cel puțin nu ajung pentru, pentru toate astea. Da. <laughs> Câteva blocuri mai trebuie, men. Am făcut rostii de oak loguri ca să mă pregătesc pentru, pentru începutul de, de garduleț. Hai să zicem că începutul de gard o să vină aici. O să punem chestiile astea la tăiat. Să vedem dacă mai am... Dacă mai am ferăstrău. Dacă nu l-am stricat între timp. Că ferăstrău, ții minte că... Uite-l, Ți minte că am făcut, de când m-am apucat de vinti istorie, am făcut un singur ferăstrău și nici că, nici că m-am mai bătut capul să mai fac vreun alt ferăstrău sau ceva de genul. Nu. No. Bun. Uh, o să am nevoie de oak plank -uri. totuși nu foarte multe, pentru că majoritatea blocurilor pe care o să le punem noi or să fie din uh, uh, bucăți din acela de gard, Alea o să fie majoritare și uh, sleburi. Și alea o să fie majoritare pentru că alea o să le lucrez cel mai mult. O să le prelucrez cu cizela. Uh, Așa, wooden fence uh, ar trebui să fie suficient. Bun. Uh, și uitați cum o să facem. O să facem în felul următor. Aici ăsta o să-l spargem. Dacă vrei să te spargi mai repede, perfect. Bun. Așa. Boscheti ăștia, din păcate, o să trească să-i... Opa! Stai că s-au spaunat gușterii. Mult mai devreme decât mă așteptam, de altfel. dacă că nu vreau să pierd boschetul. Boschetele este foarte important pentru mine. Dar mi Bun. Să intrăm în casă repede. Eu mi-am pregătit aici ceva de mâncare și am mai făcut și câteva câteva rezerve. Ce mai avem pe aici? U a început să ni se strice mâncarea. Am făcut o greșeală foarte mare, că nu am avut, nu am avut grăsime și abia acum recent am început să, să pun grăsime la astea. Și dacă vă uitați acolo, uh, fresh 72 de zile, uh, fresh 88 de zile și aici cred că deja am, uh, am, ceva stricat. Ia să vedem. Da, uite. Uite, asta e cu mâncare stricată, asta nu mai e bună. Ar că am trebuit să mai sortăm un pic și mâncarea. Uh, uite, o chestie interesantă pe care Minecraft-ul nu o are. <laughs> Trebuie să ai grijă de, de alimente. Și să vedem, 15% stricată, okay? ok? Deci, astea care sunt uh, 15% whatever uh, stricate, Asta o să vreau să le dau la o parte și să le consum cât mai repede, pentru că... Având în vedere că o să se strice în curând. Știi? Vreau să le pun primele și să le mănânc primele. Um, cele de sus nu fac griji de ele. Oh, never mind. Așa. Pe asta de aici o să trească să le mâncăm cât mai repede. Um, alea nu fac griji. Hai să vedem ce mai avem stricat pe aici. 18 zile merge. 31 de zile merge. 6% stricat îl punem aici. Ăsta ce este. A, ăsta este. 85 de zile, ăsta aș putea să-l pun sus de tot acolo. Și ăsta ce este. 4 zile, ăsta ar trebui să-l punem aici jos, să-l consumăm cât mai repede. Iar ăsta, 69 de zile, tot acolo sus de tot îl vom pune. 3 zile Aici îl punem Bun Scuze, a trebuit să fac și sortarea aceasta Având în vedere că s-au spawnat gușterii ăștia Și nu prea ne mai lasă să ne mai desfășurăm A trebuit să facem și chestia asta Și o să băgăm Toate astea aici Avem Gardurile, avem blocurile Acum ne mai trebuie numai zi Hai să Așteptăm până vine ziua și să continuăm treaba. S-a făcut și zi și în timp ce săpam eu aici, am găsit chestia asta și mi se pare foarte, foarte tare. Prima dată am crezut că e cărbune, dar e uh, tin, o chestie complet, complet inutilă. Nici nu știu dacă poți să faci ceva din tin. Ia să vedem. Tin ingot. Tin plate și tin bits. Atât. Deci poți să faci... Uh, plate din, uh, din, el. A, ah, nu, fii atent. Poți să faci, de fapt, o ușă metalică. Sau o ușă metalică cu sticlă. Vai de mine, asta e genială. Asta mi se pare genială. Nu prea, nu prea mai este medieval, <laughs> dar, dar uh, da. da. Uh, că știți că tema, tema, jocului este, este medievală. În fine, m-am -am apucat aici să sparg și cam așa arată până în prezent. E să vedem 3-5. Da, e bine. Bun. Și, în principiu, o să, o să facem în felul următor. Uh, să punem niște sleburi în felul acesta. S-ar putea să am o mică. Nu, no, mind, N-am nicio mică problemă. Bun. Și, după aceea, avem și aici partea asta. Uh, there we go. Ok. Și o să arate ceva de genul acesta. Bine, eu o să vreau să pun asta să fie un pic mai înalt, să aibă 5 pătrățele. Și ca noi să îl lucrăm, o să fac ceva de genul acesta. După care am să pun slaburile așa. Vai cât îmi plac slaburile uh, verticale în jocul acesta. Deci sunt, sunt mor după ele. Vă rog să mă credeți, chiar sunt, sunt nebunit. Bun, și acum, având în vedere că am făcut o cizelă nouă, am făcut una mai rezistentă, că am știut că o să am de lucru, pot să, pot să încep să lucrez la asta. Dar de fapt, nu, o să facem altfel. O să vreau prima dată să fac gardul așa cum este el, da? Și după aia trecem noi și îi dăm cu cizela și cu tot ce mai, tot ce mai trebuie. Deci 2 3 4 5 și un cubuleț așa. După care miau, miau. 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 Cam așa ceva. Bun. După care venim și facem

5. două, 2, 3, 4, 5, cam așa. Bun. O să vreau să fac undeva aici și o, o ușă de acces. Ia să vedem cum facem noi asta. Mă gândesc că aș putea să fac ceva de genul acesta. Aici pun, uh, pun ușa și deasupra aș putea să pun uh, un gard, de ce nu? 3, 4, 5. Bun. Și 1, 2, 3, 4, 5. Super. Bun. Am rămas fără blocuri de astea. Așa. Acum o să trească să lucrez un pic și la partea asta, să, să o fac să nu se poată urca nimic și nimeni. Așa. Bun, dragilor. Am terminat de împrejmuit casa și am cam aproape că am terminat modelul, modelul acesta pe care vreau să-l fac la fiecare zonă de asta în parte. Dar există o problemă destul de principală. În primul rând că vine din nou furtună din aceea temporală de face ecranul în toate părțile în al doilea rând am intrat în iarnă. În al treilea rând avem nevoie de lămpi din acestea. Și pentru a face rost de lămpi din acestea, impedimentul principal e că avem nevoie de uh, albine, pe care nu le putem obține în perioada aceasta. Dar sunt curios dacă pot să fac din... Uh, la câte moduri am băgat, cred că, cred că am ceva de genul ăsta. Da, pot să fac, nu cred, haare bă, perfect, acum mai îmi trebuie numai, numai cuprum, o să tăiască să facem ceva mai mult cuprum Ideea este următoarea, ca eu să fac, să vin și să fac uh, lăm din acestea mișto, am nevoie de uh, lemn și uh, placă din aceea de whatever Yeah. ideea este că am ca rămas fără cupru. Sunt curios dacă pot să fac ceva din, din alt material. Nu știu, eventual cred că aș putea să fac din tin. Tinul știu 100% că e complet inutil deci mă gândesc că aș putea să fac așa ceva și luminează și mai bine dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Light level 16. Și ăsta are light level 18. Bine dacă o combin cu alte, cu alte chestii mai uh, wow. Da crește light level-ul. Eventual, eventual aș putea să fac o chestie doar din tin, dar asta este tin bronz, stai, nu e bine. Nu, no. retrag ce am zis. Ideea este că eu am foarte mult tin în, în cufere pe aici. Am foarte mult tin, ăsta. Ăsta, sau zinc, zinc, nu e aceeași cu tinul. Și din plăcile astea de zi nu pot să fac nimic altceva afară de uh, uși de metal, ok. Mm, Bine. Bine, never mind. Da, o să trească să facem rost de cupru pentru că nu vreau să folosesc uh, bronzul ăsta. Hello? <laughs> nu vreau să folosesc bronzul ăsta uh, aiurea. Și o să vreau să mai luminez și eu pe aici, pe casă. Adică, pui mei, uitați-vă și voi, nu, nu e nicio lumină, nu e niciun Dumnezeu, nu e nimic pe aici. E nașpa, e trist, foarte trist. În fine, episodul de astăzi se încheie aici, mă... O, oh, oh, oh. la fix, la fix, Fi atent. Ha? Sau? Ba nu, s-a făcut portal fix aici, lângă casa mea. E firea și o să fiu. Mamă, ce nasol. Foarte nasol sentimentul, ce pot să zic. În fine, episodul de astăzi se termine aici și eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Uh, am făcut niște progrese destul de mari, dar trebuie să mai progresăm în continuare. Avem, avem o, a, armură de piele, avem rucsac, dar trebuie armura asta de piele să o transformăm într-o armură de aia și de zale și după aia să punem play-uri pe ea. Ne vedem, dragilor, data viitoare cu un nou clip. Eu v-am pupat și vă urez un ok. Ciao!